Bună ziua la toată lumea, dragi chișinăuieni! Suntem în ajun de o sărbătoare foarte frumoasă. Este Ziua Internațională a Femeii. Permiteți-mi să vă felicit cu prilejul acestei sărbători, datorită căruia noi, astăzi femeile, avem mai multe drepturi. Și este frumos acest lucru. Vă dorim să fiți fericite, să fiți împlinite și mereu binecuvântate. Dincolo de toate sărbătorile frumoase, avem de gestionat un oraș, o municipalitate și nu putem să stăm cu ochii închiși pe anumite ilegalități. De ce astăzi am stabilit această conferință? Pentru a vă informa despre încălcările pe care le face Ion Ceban în cadrul gestiunii primăriei municipiului Chișinău. De la începutul mandatului 2 al primarului general, suntem martorii unui management defectuos a banului public de către domnia lui. Pe zi ce trece, vedem tot mai multă incompetență și irosire a banului public. Vedem corupție, dar și ilegalitate în ceea ce privește gestionarea municipiului Chișinău. În ultimele 4 luni am fost martorii cum Ion Ceban a renunțat să achite salariile persoanele care au la îngrijirea sa persoane cu un grad sever de dizabilitate. Ba mai mult, în baza ultimului ordin a Direcției Generale de Asistență Personală, care face trimitere la un alt act ilegal din data de 3 ianuarie, se suspendă serviciul de asistență personală pentru o bună parte din asistență personală. Amintesc că în Chișinău sunt peste 2000 de astfel de persoane și anume asistenți personali. Totodată primarul în ultimele 4 luni de zile i-a lăsat pe părinți a circa 40.000 de copii în neștiință, iar copiii în nesiguranță, fiindcă nu a continuat desfășurarea, a renunțat ca să fie desfășurate grupele cu program prelungit. Ba mai mult, a lăsat peste 20.000 de oameni fără compensații la căldură. Respectiv, ceea ce vedem noi în circa 65.000 de oameni, Ion Ceban a dat cu piciorul doar în câteva luni, chiar dacă nu avea dreptul nici moral, nici legal. Dacă e să vorbim în primul rând de dreptul moral, nu poți să te bați joc și să faci politică pe seama oamenilor care au cea mai mare nevoie de suport. Și dacă să vorbim de cel legal, dreptul legal, primarul a preluat ilegal împuternicirea Consiliului Municipal Chișinău de a distribui banii în municipiul Chișinău. Vreau să vă aduc aminte că, conform legii, banii sunt distribuiți în municipalitate exclusiv de către Consiliul Municipal Chișinău și Ion Ceban nu are dreptul să distribui banii pe placul lui. De ce vă vorbesc despre aceste momente? Pe motiv că să vedeți consecutivitatea ilegalităților, incompetențelor, dar și irosirii banului public de către Ion Ceban. El știe să administreze orașul doar prin fraudă, manipulare și minciună. Și asta ne demonstrează acțiunile lui cu privire la gestionarea orașului. Ori doar în ultimele luni, noi am sesizat de câteva ori organele competente de drept pentru a elucida încălcările făcute de Ion Ceban. Astăzi vreau să vorbesc despre încă o fraudă și încă o înșelăciune de la Ion Ceban. Cunoaștem cu toată lumea că Ion Ceban în primul său mandat a creditat orașul cu 1,5 miliarde lei și respectiv îndatorarea Chișinăului din veniturile proprii de la 10% în 2019 a crescut la 25% în 2024. Mai simplu spus, că astăzi trebuie să întoarcem o pătrime din veniturile municipalității pentru rambursarea creditelor. Adică o pătrime din veniturile noastre nu merg spre dezvoltarea infrastructurii, dar merg pe rambursarea creditelor luate de Ion Ceban. Însă, ceea ce nu s-a discutat în spațiul online și spațiul public este că creditele pe care le-a luat Ion Ceban în primul său mandat, dar care de fapt trebuie să fie returnate de către chișinăuieni, sunt ilegale. Și o să dau anumite detalii de ce considerăm și afirmăm acest fapt.
Noi avem legea 419 din 2006 și avem articolul 46. Dacă să vorbim de lege, este cu privire la datorie sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat. Și avem articolul 46, care ne arată exact cum ar trebui autoritățile publice locale, autoritățile executive, adică primăriile, să se crediteze. Și sunt două momente importante aici. Atunci când municipalitatea intenționează să ia un credit sau un împrumut, ea ar trebui să aibă avizul Ministerului Finanțelor, 1, și 2, Consiliul Municipal Chișinău trebuie să adopte o decizie cu privire la contractarea datoriei respective, cu anumite detalii care sunt stipulate în legea corespunzătoare, în articolul corespunzător, și anume, noi trebuie să știm exact suma contractului, rata dobânzii, instrumentul datoriei, perioada de rambursare, scopul pentru care se contractează și se acordă garanție pentru împrumuturi. Conform celor menționate, constatăm că în anul 2021, în data de 5 și 27 mai, s-au contractat două credite câte 175 milioane lei, în sumă totală de 350 milioane lei. În 2022, 23 august, a fost împrumutată primăria cu 115 milioane lei, iar în 2023, 5 octombrie și 20 decembrie, 150 milioane și respectiv 120 milioane lei. Vă rog să atrageți atenția la ultimele credite din 2023. Primul îl avem contractat de către primarul general chiar în febra campaniei electorale pentru funcția de primar general și a doilea după validarea alegerilor. După înscăunarea repetată la funcția de primar, atunci când Consiliul încă nu s-a întrunit nici o dată, primarul general, cum a venit și a câștigat primăria municipiului Chișinău, imediat a luat un alt credit. Toate aceste credite despre care am menționat eu, 2021, 2022 și 2023, au fost contractate ilegal. Ele nu respectă legea 419, articolul 46. Nici unul din aceste credite nu are la bază decizia Consiliului Municipal Chișinău. Nici unul. Adică consilierii nu au votat aceste credite, adică nimeni nu a fost informat despre scopul, valoarea acestui credit, perioada de rambursare și altele. Toate aceste momente au apărut post factum, după creditarea lor. La momentul contractării, băncile au fost duse în eroare de către primarul general Ion Ceban și li s-a prezentat doar decizia cu privire la aprobarea bugetului a anului corespunzător, dar care nu poate înlocui o decizie a Consiliului Municipal Chișinău. Știți asta cum se întâmplă, de fapt, cum cineva străin ar lua o copie sau ar găsi buletinul tău de identitate și ar merge la bancă și ar lua un împrumut fără voia ta. Exact așa și Ion Ceban. Fără acordul Consiliului Municipal Chișinău a mers și a acreditat chișinăuienii. Și că aceste credite și împrumuturi trebuie să le returneze chișinăuienii, nu Ion Ceban. De ce și menționez foarte mult că dumnealui Ion Ceban gestionează acest oraș prin fraudă, înșelăciune, manipulare și minciună. Pentru că el altfel nu poate. Și asta ne arată acțiunile pe care el le face zi de zi în ceea ce privește gestionarea orașului. Respectiv, tragem concluzia că din totalul creditelor contractate de către primarul general în primul său mandat din 1,5 miliarde de lei, jumătate din ele sunt ilegale. Adică 735 milioane lei au fost contractate ilegal de către primar, fără voia Consiliului Municipal Chișinău. Noi, fracțiunea PAS, suntem alarmați de încălcările și ilegalitățile care sunt cu duiumul în gestionarea Chișinăului de către Ion Ceban. Și vă anunțăm că vom denunța fiecare ilegalitate de-a lui Ion Ceban până se va face dreptate chișinăuienilor. Stimați chișinăuieni, împreună putem obține și beneficia de o administrare corectă, transparentă, competentă, fără corupție a capitalei și în beneficiul fiecărui cetățean. Asta vom face pentru că pentru asta ne-ați oferit votul dumneavoastră. Săptămâna viitoare ne vedem la organele
de drept pentru a depune denunțul propriu-zis.